Salutare totul meu, bine v-am găsit la un nou episod din seria voastră preferată de CSGO, Obvious Hacking. Da, ne-am făcut contul ăsta Kevin pe care o să jucăm cu cheat-uri Obvious. Da, și promovăm un nou cheat, adică bine, jucăm cu un nou cheat de promovat, nu îl promovez neapărat, dar ne-a dat prietenul nostru Champ, ne-a dat un nou cheat aici, ideea lui, chestii, și mi-a zis să joc cu el, ăsta este cheat-ul, bă băieți. Da, meniu zici că e Androidul de la... de albei, 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 guys. Ați trebuit să mă ocupe de băieții ăștia. Eu nu cred că am aim-ul activat. Dar jucăm oricum. O să încercăm să jucăm legit cât de mult putem. Da, deci cheat-ul se numește Deadly Cheat. Aveți link-ul în descriere. Probabil că o să-mi dea și un promo code. În cazul o să-mi dea un promo code sau ceva, vi-l las în descriere. Dacă nu-mi dă, nu o să vi-l las în descriere. Da, deci acesta este meniul cheat-ului. Aveți vizual, combat, misc, skin changer și da, are și inventory changer și profile changer. Ce fac lucrurile astea? Ei bine, haideți să vă arăt profile changer-ul, de exemplu. Puteți să scrieți ce nivel să aveți, adică rankul ăsta. Eu nu am nivel 23, de fapt, dar pot să faci să scrie că ai nivel 23. Uite, de exemplu, pot să-mi bag nivel 40, adică să-mi iau și medalia, dăm apply și când mergem aici avem rank 40. Puteți să vă puneți ce vreți voi aici, comandurile, win-urile, câte win-uri să aveți. Uite, îmi pun 600 de win-uri, când intru acum pe profil o să am 608 win-uri. Dar faza este că, îmi zice skill grupe expired, adică trebuie să ai deja un rank ca să poți să ți-l modifici. Dacă n-ai niciun rank, nu poți să spui, de exemplu, că ai global sau alte chestii de astea. Ăla sta feca acolo, ok. Mamă, frate, ce-i cu ăștia, mi-e și frică, îi dau la ăla. Da, deci trebuie să ai deja un rank ca să poți să ți-l schimbi. Deci eu nu pot să-mi pun cam rank sau ceva pentru că... Oh, get service medal. Ok. Please, why... Ok. Deci trebuie... Ia, poți să iau service medalul? Chiar sunt curios. Please, why... Wait, why will confirm your service medal? Oh, nu mi-a dat-o. Deci îmi detectează cum ar veni că n-am rankul ăla. E ceva. Aoleu. E ceva, mi-e și... Zici tu? Da. Ăla din bază. Îți dai seama că au, frate, adică e non-prime, dar... Na. Da. Eu mă duc cu fata, dar cum am dat două mai buni în non-prime. Ne-a uitat, tipul, ce copma? Mamă, frate. Mamă, ce periferie am dat la om. Slăbuț, frate, slăbuț. A apărut obvious sau ceva? Taci, mă, Wolf, în morții tăi de copil. Mamă, frate, mă enervează copilul ăla. Nu-i ăla. Care-i ăla? Dă nix ăsta-i. Du-te, drecu de copil, boschetar. Îmi ții pe el în căști mie, frate. Haideți să vă mai prezint ce-i pe aici. La vizuale aveți toate chestiile basic. Puteți să le citiți aici. Backtrack aici vă arată. Ăsta nu-i backtrack-ul să-l activați. Îți apare doar... Îți apar pozițiile anterioare. Gen, îți apare ca un vizual la backtrack. Nu-i backtrack-ul în sine. Backtrack-ul activezi de aici de la misc. Și te duci, nu mai știu exact. A, uite, avem și rank reveal, ia să-l activăm. Uite, și-o mai le văd și rankurile lor. A, uite, au Silver Elite Master, Silver 4. Bă, ce rankuri au, să mor eu. De ce jucăm la rankuri de astea, what the fuck? FOV-ul aveți, să schimbați FOV. Uite, pot să-mi-l pun așa. Îți. Bam, gata, jucăm așa, mi-am găsit un nou stil de joc, așa o să jucăm de acum. O, scuze, frate. Ce mai avem pe aici? Fake latency, ce e asta? Asta probabil mi-a arătat acolo, în tab, cam... Ia, yeah. 44 ping, 51, crește pingul, frate, 57, oh my god, crește pingul, nu vine să crești, 61, 60, o să-l las așa, ca să creadă oamenii cam pingul extrem de mare. Da, all sniper aici să aibă, opa, și levelul, bă, ești nebun. Deci, practic, aici să aibă toate armele scop, adică, uite, am scop pe M4, frate, și pot să-l dau 2X, uite, dacă dați așa... Puteți pe 2X sau pe 9X. Adică să vă dea zoom-ul și mai mare. Ia să vedem cum e pe 9X. Holy shit. Uite ce tare e chestia asta, să mor eu. Kick wall hack. De ce, frate? De ce? Uite, am scop pe 250. Vedeți, ca să vă dați seama ce șmecherie. Dar o să-l scot, că mi se pare enervant. Fake lag-ul, fake wall-ul. Ce mai avem pe aici? Auto-diffuse. Deci când ești în range, diffuse. Ăsta, când ești în raza bombei, unde poți să-i dai diffuse, îi dă diffuse la bombă. Nice, e o chestie foarte șmecheră. Skin changer, da, ca de obicei. Team așa, select. Knife. Custom model, să vedem. Deci am doar default. Ah, ok.
Karambit, Custom Model sau nu știu ce, skin, ia să vedem, Ruby. Ruby Nefrit, apply. Și ne-am schimbat skin-ul, uite, văd că acum, ok, de ce nu mai pot să mă mișc, hello, pică, cred că-mi pică netul. Da, pică netul, hello, iară, mamă, pică netul iară, sau nu? Bă, ce se întâmplă? Nu mă pot mișca, băieți. Bă, te miști. Eu mă mișc? Da, da. Frate, mie pe ecran nu mă mișc, nu mă mișc, ce se întâmplă, guys? Te miști, băi, arunca grenad. Coaie, ce grenad am aruncat? Vrei să te mint? Băi. Ce se întâmplă, frate? E de la skin changer cumva? Frate, eu nu mă mișc, de ce mă mințiți, băieți, eu nu mă mișc. Băieți, ce e asta? Asta e un prank? Bă, what the fuck? Bă, filmez și eu, să pun alta pe filmare. Ce se întâmplă, frate? Ce se întâmplă? Ești în site ăla, stai pe site. Frate, eu nu mă mișc, eu văd că stau pe loc și nu... Fii atent, fii atent. Mergi un pic, stai, apasă space, apasă space. Da, cu W, cu W. Așa. Întoarce-te dreapta un pic. A, dreapta. Așa? Așa, mergi înainte. Mergi înainte. Mergi tot așa, mergi tot așa. Mergi spre băi acum. O leacă stânga, o leacă... Așa. Așa. Perfect. Eu nu știu, frate, eu sunt side up. Eu văd că sunt side up și nu fac nimic. De ce? E 0-0 timpul, de ce nu începe runda? Bă, te zicam de tu sau? Nu știu, e cum să-mi pice mâine tu dacă vorbesc cu voi, coaie. Asta-i ce ideea, dacă am ciudat. A, cred că știu de la ce, de la fake letter ăsta, ia. Stai. Dezactivează ăla de comenduri și de știu mă de la ce era, nu. Îmi băgasem să-mi apară ping-ul ăla fake, coaie, și probabil de aia am pui mei. Eu miram, mă, ce pui mei, gata, acum merge, e bine. Ia mă, ce dracu am făcut, mă. Ce nebun, frate, era de la fake latency-ul ăla. Ok, deci nu vă activați chestia aia. E să pus settings aici să vă faceți setările, adică să vă... Uite, și arate și viața și armura, uite, asta nu mi le-am activat. Aici, chemsurile, adică, mă rog, chemsurile, să vă arate wall-ul, adică să vă arate player-ii doar când apar în fața voastră, adică să n-aveți wall la propriu. Smoke check, ăsta să nu arate player-ul cu wall hack-ul când e în smoke. Ok, vina băieții, come guys. Să nu arate... Eu acum am setările legit și văd că trage destul de bine, nice, îmi place ce văd. Probabil că pe contul ăsta Kevin o să jucăm... Nu, că contul ăsta Kevin vreau să-l cresc, frate. Să fie Kevin-ul meu, frate. Uite ce poza am. Am căutat pur și simplu că am căutat Kevin. Vedeți ce am găsit poza aia și am pus-o în pui mei. Deci, uitați aici, asta e Kevin. Man, I'm not gay, what the fuck? How can I be gay? I'm Kevin. Ah, ok. Am 0 dead-uri. Very nice. Oh, they are coming long. Știu, frate, dar încerc să ascund hack-ul. Glumez, nu încerc să ascund, trag în ei. Fut-o în gură să-i fut. Mamă, cât de retardată se. Vreau să nu banez contul și trag prin perete în ei. De ce nu mai am skin changer-ul? Cred că l-am dezactivat. Da, l-am dezactivat atunci când am crezut că e problema skin changer-ul. Dar nu era skin changer-ul problema, era fake latency-ul ăla. Da, bă, băieți. Avem cuțit, ia să vedem, băgăm și punem 4. Ia weapons. Putem să și căutăm M4. Skins Royal Paladin. Bă, băiatule, ce-i... Uite, mi-a băgat instant skin-ul. Unde-i bomba? Nice, good job, man, good job. Deci ăsta este M4, băieți. Ia să vedem, ce mai avem. Ia, pe P250 să punem skin-ul, deci nu, P200. What? Eu căutam skin-ul aici. Da, hai că vreau Simov totuși. Mi l-a schimbat? De ce nu mi l-a schimbat? Man, hey. Trebuie să dau și apply. Stai că nu e ok. Îmi scrie că am Royal Paladin, de fapt am Simov. Very nice. Haideți să vedem. Weapons pe 205. E pe liniuță 250, mă scuzați băieți. Skins și băgăm splash. Nu știu ce e cu skin-ul ăsta, dar o să vedem acum ce e cu el. Apply. Și avem... Mamă, frate, ce skin ești nebun. Da, deci cam ăsta este cheat-ul. Sincer, pentru mine e un cheat foarte șmecherie, mult mai reușit, gândiți-vă. Bine, nu o să dau numele cheat-ului că n-ai promovez alt cheat, dar am promovat cheat-uri tot de la tipul ăsta, de la champ, mult mai proaste. Dar precision cheats și deadly cheats sunt printre cele mai reușite cheat-uri, părerea mea. Cheat-ul costă 6 euro pe lună. Din aia 6 euro eu pe cuponul ăla primesc 5.000 de euro când îl cumpărați, dar aia e altă parte. Haideți să ne cum îi batem noi pe băieții ăștia.
Nice. Where's the last one, guys? Where's the last one? Whiz. A, epa. Na, na, să-l dă naiba atunci. Ce era? Mamă, și-au dat doi abandon. Nu, au dat doi abandon. Dau sur... Mamă, și-au dat doi abandon de la ei, frate. S-au ofticat băieții. Ia să vedem și băgăm un... Nu, băgăm un Asimov, că Asimov-ul e mai șmecher. Ia, AVP. Asimov... Dragonlord? Nu. Pev, ce e ăsta Pev, frate? Cum arată Pev? O, oh, arată șmecher. Hai că las pe ăsta, chiar arată șmecher. Îmi place. Apply skin. Și avem AVP Pev, băieți. Și, by the way, contul ăsta Kevin, o să-l aveți în descriere, dați-mi ad de pe contul ăsta joc cu absolut ce abonat vreți voi. Adică dacă sunteți abonați și mă vedeți în joc pe contul ăsta, dați-mi invite și o să intru cu voi. Deci, practic, de pe contul ăsta joc cu abonații, de pe contul Kevin. Deci, așa că dați-mi ad, bă, băieți. Oh, deci, cum l-am ratat pe tipul ăsta? Ok, nu știu cum l-am ratat, dar e ok. Deci, pe contul ăsta, oh. Ah, l-a luat ăla de la noi. Deci, pe contul ăsta Kevin, v-aș ruga să-mi dați ad. Ca să putem juca. Vor să-mi dea kick. De ce vor să-i dea kick la Kevin, frate? Era să mă bată. Era să-mi ia... Frate, n-am niciun dead și el voia să mă moare, frate. Păi e frumos așa ceva. Frate, că am... Nu, că am luat deja. Am AVP cu skin, frate. Deci am AVP cu skin, ca să-ți dai seama. Și da, ci tot are și inventory changer. Putem să intrăm în inventar și puteți să vedeți AK Aquamarin Revenge. N-are skin Kevin, frate. Oleu, hai să-i dau la băiat. Șpoc! Da, deci am și inventory changer. Dacă intrați în inventar și vă uitați aici, uite, am Dragon Lore și Aquamarin Revenge. Ce-i cu ăștia? Era să dau mare linie. Ok, dă-i pe el. Nu am dat. Oh, mamă, mi-a dat mare flash. Fix în față mi-a dat flash-ul ăla. Fii tăneți ce-i fala om. Vine despre mid. Uitați-vă pe mid. Uitați-vă pe mid. Mamă, frate, m-a rupt. Bă! Ok, dead. Oh, leo, but, opi. Opi. Dragul meu, opi. Oh, shit. Mamă, ce-ai dat acolo ăla. Da. Aoleu, omoară-l, omoară-l, frate, omoară-l! Că ai avea glanțe! De ce nu le-am omorât? A, era handicapatul ăsta. Da. Eu nu mai aveam glanțe. Ok. 14 cu 1. Vai, m-a omorât, vreau să fac meci fără dead-uri și m-a omorât omul, frate. Auzi, cât e citul ăla? 6 euro. A, lol, dar nu-i cum. Nu știu ce șmecherul e. Are meniu, zici că e Android-ul de la Samsung. Adică zici că setările de la Samsung, de la Android, știi? Să știi șmecherii meniu. Vezi tu un episod, dar vezi că apare poi mâine. Ah, ok. Că pe mâine am deja episod. Ah, ok. Prea șmecher meniu. Șmecher. M-a distrus omul. Uai, m-a omor, futu-i morții lui să-i fut. Okay. Și-au dat surrender. Au dat surrender. Easy, man, a câștigat Kevin meciul, easy, frate. A câștigat Kevin, frate. Respect, bă, easy. Easy win. Nu cred că mai joc, nu știu. Easy, a câștigat Kevin meciul, frate. Bă, băieți, sper că v-a plăcut acest episod. Nu ezitați să apăsați pe butonul de like și de subscribe. Să cumpărați codul, dacă îl vreți, desigur că nu vă oblig să-l cumpărați. Dacă vreți, puteți să cumpărați codul din descriere. Și noi ne vedem data viitoare. Salut!